până la, adică în toate meciurile a fost singurul antrenor care m-a scos în prima repriză într-un meci. Așa. Și da, și nici i-am nu mai erai tânăr, asta, adică da, nu mai erai un copil să zici, bă, ok, accept, ușor. Da, eu cam toată viața mea, adică toată cariera mea, am urât să-mi aud numele pe teren. În sensul să strige antrenorul continuu la mine. Să zic, bă, fă aia, bă, fă aia. Adică aha. Nu poți să-mi spui la fiecare, să fii un antrenor care să spui la fiecare fază, da, trebuia să joci stânga, că n-ai joystick-ul în mână, da? Și eu mereu îi spuneam și lui Șumi și tuturor antrenorilor, domnule, stai nemulțumit de mine, la pauză, mă scoateți, n-am făcut planul tactic, n-am făcut. Și la Timișoara, atunci când m-a scos și am dat eu cu mingea în tribună, da. A fost o chestie tactică pe care eu nu înțelegeam. Jocul nostru mergea bine, fiind 0-0, veneam după o calificare din Austria și el îmi spune la un moment dat, dacă nu faci ce zic eu, te scot. Și eu am zis, hai să o văd și pe asta. Ah, deci l-ai provocat cumva, i-ai, da. Da, și m-a scos și... După aia am luat bătaie 2-0, în fine, am avut un schimb de replici. Ure. Dar și muzica are o mare calitate, nu era închiunos. Adică așa. În momentul de față, eu la un antrenor, cred că asta e cea mai mare calitate care poate o avea un antrenor, să nu fie ranchiunos. Da, relația noastră a fost cu suișuri, coborâșuri. Mie îmi place să-mi aduc aminte de oameni, de lucrurile bune pe care le-am făcut, lucrurile bune pe care le-am trăit împreună și într-adevăr. Dacă și pentru mine Șumudică reprezintă un lucru frumos pe final de carieră, da. Pentru că, într-adevăr, am fost 3 ani alături, a fost 3 ani antrenorul meu și am lucrat împreună și am avut performanțe extraordinare și cred că și pentru Șumudică eu ar fi trebuit să fiu, pentru că chiar dacă o recunoaște, nu știu, atât să-mi întrebați pe el, am contribuit decisiv la foarte multe lucruri, cel puțin la Astra, nu neapărat din punct de vedere, să zic, valoric, dar din punct de vedere al grupului, a ține o atmosferă și a lua decizii de... Vă dau cel mai elovent exemplu. Așa. Înainte să ne calificăm cu West Ham, a doua oară, uh-huh. Am luat 5-1, bătaie la Cluj. Da. Da. A venit la restaurant, la masă, după la masa de seară, că el pleacă, nu mai suportă umilința și a plecat. Ei, și m-am dus după el la mașină. I-a spus, Șumi, nu pleci nicăieri, ai răbdare, e doar o chestie care o spui la nervi, hai să vezi că ne calificăm la West Ham și să șterge totul cu buretele și intrăm în istorie. Mm. Și am făcut treaba asta, e și o imagine, dacă chiar după cum s-a terminat meciul de la West Ham, m-am dus și l-am luat de tricou așa și l-am agresat. Da. Și a spus, uite, vezi, am avut dreptate, da, eu am eu pe video la meci și chiar nu știu, ne-am... De asta zic, adică eu am, pentru eu, am avut o relație specială. Și ca o relație specială e și cu picanterie, e și cu jurături, e și cu strângeri în brațe. Dar v-am spus, per total, eu îi mulțumesc lui Șumi pentru ce a făcut pentru mine ca și jucător. Am mai avut chestii, am mai avut anumite clinciuri. Și că... Care a fost cel mai... Nu vreau să dai toate detaliile, dar dacă poți să ne spui, ca să înțelegem de la ce se mai iau doi oameni în fotbal. Un fotbalist experimentat și un antrenor care e un tip... care vrea să controleze lucruri. Uite, îți dau alt exemplu. Înainte de meciul cu Steaua, când am luat campionatul și am bătut 2-0, da. Cu... a fost meci decisiv. Da. Cu Varela, greșelile lui Varela, mă rog, asta țin minte eu bravo. Acum. Da. Bravo. Penaltul lui Găman, atunci, da greșelile lui... Și Șumudică, la momentul respectiv, a venit înainte de meci, e șansa noastră, Steaua stă foarte prost pe tranziție, trebuie să-i așteptăm și să... merge pe contraatac, aveam jucători de viteză pe benzi, la care, uite, eu am intervenit, da, și am spus, nu mi se pare un lucru ok, pentru că suntem acasă, jucăm acasă, suntem jucători experimentați, avem echipă bună, ei trebuie să se teamă și trebuie să mergem călare peste ei sus cu pressing, să greșească și așa vom câștiga. Drept dovadă, așa s-a întâmplat. Am făcut pressing sus, okay. Adică aveam puterea asta mereu să schimb și să fac cel puțin antrenorul să înțeleagă o chestie și jucătorilor să le spun în vestiar, băi fraților, asta este șansa noastră. Plus că, uite, eu mai am o chestie. La fiecare echipă la care mă duc, mi-a plăcut mereu să spunem un tatăl nostru înainte de meci, să spunem, Doamne ajută-ne, ține-ne împreună, să terminăm meciul sănătoși. Și chestia asta de grup, că înainte de meci, tot spunem tatăl nostru împreună în vestiar și ne strângem în brațe. Când ieși afară, îți dă o unitate de asta. Adică ești unul pentru altul. Dacă avea puterea să modifici ceva la el pentru a-l face un antrenor mai bun, ce ai modifica? Da, e clar, comportamentul său. Dar e clar, ăsta este el.
Da, în general trebuie să luăm oamenii și să vedem lucrurile bune la ei, pentru că nu putem fi perfecți cu toții, da? Nu putem să fim și, nu știu, să avem o relație frumoasă cu jucătorii, să fim, când vorbim cu presa, să fim acum doctori, când mergem și vorbim cu președintele, să fim avocați. Deci de asta zic, noi suntem oameni, toți avem defecte, toți avem aturi, important e unde lucrezi să te pliezi pe maniera și pe de asta. Din punctul meu de vedere, e un pic de neconcordanță între clubul CFR, ceea ce reprezintă el ca și club, și cu antrenorul Șumudică. Asta așa văd eu lucrurile.